Ramona Pandele vă prezintă jurnalul Agro TV. Bun găsit! În județul Iași, zăpada a căzut abundent săptămâna trecută, s-a topit și mai multe gospodării din localitatea Voinești au fost inundate, iar pompierii au intervenit cu pompele pentru a scoate apa din curțile și din casele oamenilor. Pompierii s-au mobilizat și au ajuns cu auto specială de intervenție și mai multe motopompe care fac parte din cadrul detașamentului 1 de pompieri Iași. Acțiunea s-a desfășurat pe parcursul a mai multor ore, iar în momentul de față, în localitatea Voinești, pericolul inundațiilor a fost înlăturat. Totodată, 40 de hectare de pășune din comuna Șipote au fost inundate. Au mai fost afectate drumul comunal pe o distanță de 2 km, dar și un pod, după ce un râu a ieșit din matcă în urma topirii zăpezii. Pe de altă parte, potrivit prefectului de Iași, există riscul ca 6 gospodării din zona râului Miletin să fie inundate. Acest curs de apă nu are capacitatea ca să preia cantitățile mari de precipitații rezultate după topirea rapidă a zăpezii. Această realitate este monitorizată de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență Iași pentru a lua măsuri în regiunile în care inundațiile pun în pericol gospodăriile și casele sătenilor. Crescătorii de animale vor putea accesa, începând de anul acesta, fonduri europene pentru a-și dezvolta fermele. Finanțarea se poate ridica la maximum 300.000 de euro în cazul achizițiilor simple de utilaje și poate ajunge până la 2 milioane de euro în cazul proiectelor mai complexe. Potrivit directorului general al AFIR, George Chiriță, este posibil ca întregul buget de 224 de milioane de euro să fie pus la dispoziție din prima sesiune, astfel că fermierii care vor să acceseze această linie de finanțare trebuie să-și pregătească proiectele. Orice ajutor financiar acordat pentru sectorul zootehnic este vital, mai ales în condițiile actuale extrem de complicate din toate punctele de vedere. Șeful AFIR, în direct la Agro TV, în emisiunea Agricultura la Raport, a prezentat în exclusivitate o serie de informații legate de această susținere de care beneficiază crescătorii de animale. Referitor la proiectele pe zootehnie, am văzut că cel puțin în ultimul timp solicitanții noștri încearcă să afle cam ce linii de finanțare o să deschidem. Avem o linie de finanțare relativ cu o sumă destul de consistentă, 224,6 milioane de euro. Mergem pe două componente la această linie de finanțare pe zootehnie, pentru că sectorul zootehnic are totuși un potențial foarte ridicat și o să încercăm și noi față de alte programe să ridicăm și să-și găsească locul pe care îl merită în agricultura românească. La noi valoarea maximă a unui proiect de investiții este de 2 milioane de euro. Este o ofertă destul de bună, iar pentru achizițiile de utilaje, valoarea este de 300.000 de euro. După cum bine știți, beneficiarii sunt fermierii, cooperativele agricole și societățile și cooperativele organizate de producători. Dacă vreți să vă spun principiile generale, așa pot să vi le spun, prioritizate vor fi proiectele care promovează formele asociative. O să, cum bine știți, solicitantul trebuie să fie înscris la APIA, trebuie să aibă exploatația într-un număr de ESO-uri până în 12.000 de ESO-uri și în rest avizele se obțin în timpul după ce depun solicitarea. Noi am încercat să mai simplificăm, tot vorbim de această simplificare, să simplificăm în general tot ce am putut la ghiduri și tot ce ni s-a permis până acum. Intensitatea sprijinului pentru crescătorii de animale va porni cel mai probabil de la 50% și va putea ajunge la maxim 65% în cazul fermierilor care nu fac parte dintr-o formă asociativă, astfel că aceștia vor fi nevoiți să asigure din fonduri proprii minimum 35% din valoarea proiectului.
Multe dintre liniile de finanțare pe care le pregătește Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale pentru perioada 2023-2027 vor fi lansate o singură dată. Mai precis, fondurile disponibile nu vor fi împărțite în mai multe sesiuni, ci toți banii vor fi puși la bătaie din prima. Prin această soluție, AFIR vrea să se asigure că un procent cât mai mare din bani vor fi absorbiți, astfel încât să nu se mai ajungă în situația de a rămâne cu sume necheltuite la sfârșitul exercițiului financiar. Revenim din nou cu fragmente din emisiunea Agricultura la Raport, în care directorul general al AFIR, George Chiriță, a dat mai multe detalii legate de aceste fonduri europene lansate la grămadă. Sunt mai multe discuții în acest sens. La acest moment nu putem să spunem clar cum se vor lansa, și dar dacă mă întrebați pe mine personal, și acum vorbesc un pic și în numele colegilor, ne-ar avantaja pe noi ca program să facem o singură sesiune, și vă spun lucru care m-a determinat să aleg această variantă. Termenul este foarte scurt, acești 4 ani. În condițiile în care noi o să dăm drumul la 2 sau 3 sesiuni, cum au fost programele trecute, se poate întâmpla, pentru că știți foarte bine termenele de evaluare, de implementare, de contestații, se poate întâmpla să ne ducem undeva și să fim nevoiți să nu mai lăsăm măsurile atâta timp în consultare publică, să nu mai avem timp să le ducem la capăt în acești 4 ani. Deci, pentru mine, deci asta este decât ca o discuție. O să luăm cele mai bune soluții din tot ce o să iasă în urma discuțiilor și cu Comitetul de Monitorizare și chiar cu beneficiarii și cu consultanții noștri, care probabil o să vină cu mai multe propuneri. Totuși, potrivit șefului AFIR, nu toate intervențiile se vor lansa în același mod. Liniile de finanțare unde se anticipează un volum extrem de mare de cereri depuse ar putea fi împărțite în mai multe sesiuni, astfel încât să nu se creeze blocaje similare cu cele din anii trecuți. Mai contează mult și suma pe care măsura o să o aibă, pentru că vă dați seama, dacă o să fie o sumă cu o măsură de, dau un exemplu acum, drumurile, da, 200 de milioane de euro, în care valoarea unui proiect este 1 milion de euro, nu avem cum să o spargem în 2 sesiuni în condițiile în care avem atâția solicitanți. Și mi se pare normal ca și specialiștii noștri să muncească o singură dată, iar solicitanții să vină o singură dată la această ofertă. Pe când la tinerii fermieri, 70.000 de euro, este foarte posibil să o facem în 2 sesiuni. Fermierii așteaptă cu nerăbdare lansarea liniilor de finanțare pentru a accesa fonduri europene cu ajutorul cărora să-și dezvolte afacerile. Se pare că termenul de lansare se apropie cu pași repezi, întrucât Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale intenționează să respecte calendarul publicat în luna februarie. În momentul de față se află în lucru 6 ghiduri pentru intervențiile care vor fi lansate în primul val, vara aceasta, potrivit directorului general al AFIR, George Chiriță. Calendarul estimativ a fost agreat de noi împreună cu autoritatea de management din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Avem la acest moment în lucru, și vreau să fiu foarte bine înțeles și să vă mulțumesc pe această cale, pentru că toată lumea trebuie să înțeleagă că sunt aceste 6 intervenții pe care noi lucrăm, sunt de fapt niște documente primare luate exact după fișa măsurii, urmând ca să îmbrace ghidul final după ce o să fie aprobate de Comitetul de Monitorizare și după ce acestea o să aibă o perioadă relativ bună în care să fie în consultare publică. Și pentru că m-ați întrebat, este vorba despre 6 intervenții, respectiv instalarea tinerilor fermieri, investițiile în agricultură, după care avem 2 intervenții care au fost primite în vechiul program, o să fie primite foarte bine și în actualul program, respectiv intervențiile pentru irigații,
Ne-am gândit ca aceste intervenții pentru irigații să fie printre primele pe care să le oferim solicitanților noștri, pentru că, după cum vedeți, în ultimii ani clima nu a fost foarte favorabilă nouă, foarte binevoitoare cu noi. Și mai avem ca și și mai avem încă două intervenții pentru beneficiarii publici. Sunt sigur că și aceste două intervenții vor să fie foarte bine primite, deoarece din ce am văzut eu cam pe toate programele naționale și pe celelalte programe, suntem singurii care oferim la acest moment pentru publici investiții în drumuri, respectiv drumurile agricole și drumurile de acces comunale. Totodată, șeful AFIR spune că bugetul de fonduri europene pe care îl au la dispoziție fermierii români în următorii 4 ani este unul consistent. AFIR a fost întotdeauna lângă fermieri, a fost întotdeauna lângă antreprenori și lângă procesatori. Anul acesta, oportunitățile de finanțare pe care noi putem să le oferim sunt foarte mari. Începem un plan strategic nou în continuarea PNDR-ului cu niște valori foarte mari. Este vorba de 5,86 miliarde de euro. Aceste sume sunt împărțite pe un număr de 38 de intervenții, deci paleta de intervenții pe care noi o oferim este foarte mare. Termenul este relativ scurt față de alte programe. Știți foarte bine că noi am avut o perioadă de tranziție de 2 ani și acum următorul program este 2023-2027, deci pe 4 ani. Aceste oportunități de finanțare trebuie să le ducem la bun sfârșit până la finalul anului 2027 și fermierii noștri și solicitanții noștri trebuie să fie pregătiți la acest moment ca să vină în întâmpinarea acestor intervenții. Vă invităm să mergem acum împreună cu o echipă AgroTV într-un paradis al florilor din întreaga lume. Parcul Kyokenkof, cea mai mare grădină cu flori naturale din Europa și a doua din lume după Dubai Miracle Garden. Situată în orașul Lise din Olanda, grădina este deschisă doar câteva săptămâni pe an și constituie un veritabil spectacol floral al plantelor cu bulbi, impresionând la propriu turiștii care îi trec pragul în fiecare an. Cei care au trăit această experiență afirmă fără excepție că au făcut parte pentru câteva ore sau zile din cea mai frumoasă poveste de viață pe care o puteau experimenta. Gata cu prezentarea, să vedem acum materialul trimis de la fața locului de colegul meu Bogdan Tudor. Kyokenkof, Olanda, un festival al florilor, al alelelor de peste tot. Pe 32 de hectare aici veți vedea o varietate imensă de flori, începând cu lalele, orhidee, chiar și trandafiri. Nu ezitați să veniți aici la Kyokenkof în Olanda, pentru că an de an, timp de 2 luni, aproximativ 8 săptămâni, aici veți vedea toți marii producători de bulbi din Olanda și veți vedea flori senzaționale. Nici nu știți câte varietăți, de exemplu, de lalele sunt, nici nu știți câte varietăți de orhidee, de trandafiri și așa mai departe. Așadar, astăzi vom vedea la AgroTV povestea Kyokenhofului și nu numai atât, cum ajung de la bulbi la flori. O poveste pentru dumneavoastră, celor care le plac florile, cărora le place frumosul. Ce v-a plăcut de aici, din toată expoziția? Ce v-a plăcut? Și doamne, o să întreb. Diversitatea. De exemplu, florile dumneavoastră preferate care sunt? Zambilele. Zambilele? Da. Sunt câmpuri de zambile, o grămadă, toate culorile pe care le-am văzut. Soțul meu mi-a făcut foarte des cadou zambile. Mai ales de 1 martie. Am înțeles. Dumneavoastră soției? Lalele, galbene, îi place soției. Știți că culoarea geloziei galbenă? E puțin geloasă și de asta.
Mulțumesc. Să aveți o ședere plăcută aici. O ședere plăcută și să le spunem telespectatorilor de la AgroTV să-i salutăm și să le spunem. Țin România AgroTV. Este dor de România. Nu este dor, da, nu? Da. Bun. Vă așteptăm în România și când veniți treceți și pe la AgroTV. Cu mare drag. Cu mare bine. Sănătate. În tot ce am văzut aici avem o varietate extraordinar de mare de flori și bineînțeles bulbii care îi fac. Dar aici este un alt fel de bulb, este foarte mare și alt fel de floare. Despre ce este vorba? Este vorba despre amaryllis, crinul cunoscut în România, crinul. Da, crinul de cameră, denumirea populară. Așa arată când este mic ca bulb? Da, așa arată ca, când este mic, în forma lui pe care îl vindem. Și după care se dezvoltă încet și trece, deci o să, trebuie să stea la căldură și capătă, crește frumos și ajunge în forma pe care ceva, o vedeți de genul ăsta. Sunt toate varietăți de crin? Da. Deci, îi găsim în România și mă interesează pentru că cei care ne urmăresc în momentul de față trebuie să înțeleagă că sunt specii atât de multe, varietăți, specii. Da. Într-adevăr, clienții din România nu știu că crinul de cameră se poate vinde sub foarte multe, sunt foarte multe soiuri de crin de cameră. Din păcate, clienții cunosc doar anumite soiuri și sunt aceleași pe care le comandă și le vor să le aibă, dar... Cum pot ajunge în România acestea? Da. Toate astea pe care le vedem, frumusețile astea? Da, este... Dacă ei mă vor contacta, normal că eu lucrez pentru foarte multe firme exportatoare și producători. Adică de trebuie să ceară celor din România prin intermediul vostru sau poate să ceară direct? Deci este direct. Deci este ideea pe care noi vrem să o introducem din anul 2020, posibilitatea clienților din România de a face comandă direct la exportatorii din Olanda. Deci de 3 ani de zile încercați lucrul ăsta, da, și de 3 ani de cam zile unde ați ajuns? Doar 10% dacă am atins, să zicem, scopul, fiindcă este dezinformarea foarte mare în masă. Deci ei sunt obișnuiți să cumpere de la firme intermediare din România, care cumpără de la exportatori. Deci asta și prețul e mai mare, nu? Prețul este mai mare și calitatea este îndoielnică, fiindcă nu au siguranța... Uneori este îndoielnică, da, așa este. Îndoielnică. Dar, de exemplu, foarte clar, vin la voi, odată, le oferiți calitatea, adică un certificat de garanție, da, pentru ceea ce vindeți, da, plus o varietate foarte mare. Da. Certificatul de garanție este un număr de calitate care este acordat de instituția de control, BKR, BKD-ul se numește. Noi oferim soiurile existente și sunt sute de soiuri, nu este doar, nu sunt doar 3, 4, 5 soiuri pe care actualmente un intermediar în România le cumpără. Deci noi le recomandăm clienților. Deci dacă în România vor flori, odată vin către voi, da, le oferiți calitate și varietate, ca să spun. Absolut, așa ceva. Da. Poți să-ți ofer o floare la sfârșit? Oricare dintre ele? Da, oricare dintre ele. Sigur că da. Așa, da, doamnele și domnilor, o prima parte pe care noi am văzut-o aici și pe care o discutăm despre varietatea de flori. Ceea ce vedeți în această expoziție de la Kilnkov, puteți să le și vedeți la fața locului, dar mai ales puteți să le vedeți în România. Dacă apelați la cine trebuie și, bineînțeles, dacă știți cum să le aduceți la noi. Guvernul a decis acordarea de ajutoare financiare suplimentare pentru crescătorii de vaci, precum și o scădere a prețului la laptele de consum timp de 6 luni. Potrivit unei informări primite de la guvern, prim-ministrul Nicolae Ciucă a continuat consultările cu reprezentanții asociațiilor de fermieri, de procesatori și ai rețelei marilor magazine. La întâlnirea de la Palatul Victoria au participat ministrul Agriculturii Petre Daia, reprezentanții ai Cancelariei Prim-Ministrului, ai Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, ai Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și reprezentanții ai Consiliului Concurenței. La nivelul guvernului și al autorităților statului s-au făcut propriile analize și avem soluții pentru sprijinul fermierilor, al procesatorilor și pentru a ajuta piața laptelui cu tradiție în România. Este important să optimizăm funcționarea întregului lanț de producție și distribuție, de la fermier până la raft, punând în centrul preocupărilor consumatorul român. Grija noastră este ca toți cetățenii români să aibă acces la produsele necesare pentru un trai decent, a afirmat Nicolae Ciucă. Printre măsurile de sprijin pentru susținerea fermierilor și a pieței laptelui, identificate la nivelul guvernului, se numără acordarea de ajutoare financiare în două etape. Astfel, primele plăți se vor face începând cu 15 mai 2023 pentru cererile în
în valoare de 21,6 milioane de euro depuse de crescătorii de vaci de lapte până la data de 23 martie 2023. Ulterior, suma acordată drept ajutoare financiare va fi suplimentată cu încă 22 de milioane de euro și va fi organizată o a doua sesiune de depunere a cererilor de plată, plățile urmând să se facă pentru aceste cereri în al doilea semestru al anului 2023. Totodată, pentru susținerea procesatorilor români din industria alimentară va fi îmbunătățită și adaptată în termen cât mai scurt, măsura potrivit căreia procesatorii beneficiază de o primă de 10% din valoarea producției prelucrate în România. Proiectul de act normativ se află deja în analiza și dezbaterea Parlamentului. O altă măsură anunțată de guvern este reducerea prețului pentru laptele de consum pentru o perioadă de 6 luni, convenită în urma consultărilor derulate la Palatul Victoria cu reprezentanții procesatorilor și ai rețelei marilor magazine. Mă bucur că am reușit împreună să găsim o serie de soluții care să deblocheze piața laptelui. Știm cu toții însă că avem nevoie de măsuri pe termen lung. La nivelul guvernului lucrăm la un program de dezvoltare a sectorului agricol și industriei alimentare, care să pună în valoare potențialul României și să garanteze securitatea alimentară cetățenilor noștri, a precizat prim-ministrul Nicolae Ciucă. Potrivit comunicatului guvernului, consultările între fermieri, procesatori și rețelele marilor magazine vor continua la nivelul Ministerului Agriculturii. Dacă aveți în plan o escapadă de un weekend sau chiar o vacanță completă, localitatea Jurilovca poate fi un punct de plecare pentru a vedea minunățile din Delta Dunării. Plimbările cu barca la apus și răsărit sutele de specii de păsări ce pot fi admirate în habitatul natural și nuferii care acoperă canalele Deltei Dunării sunt suficiente motive care să vă atragă în această zonă. Preparatele gustoase din pește, pregătite în mii de feluri după rețete lipovenești, reprezintă alte aturi. Delta Dunării este singurul loc din țară unde poți mânca pește proaspăt dimineață, la prânz și seara. Anul acesta vom inaugura noul port din Jurilovca. Sfârșitul lunii mai va fi și sfârșitul lucrărilor din portul Jurilovca, un port care va rezolva o mare problemă a locurilor de acostare pentru comuna Jurilovca și o investiție destul de așteptată pentru locuitorii comunei. Mai mult decât atât, în acest loc sunt bucuros să anunț deja din acest moment că pe data de 2 și 3 septembrie, sărbarea Borșului Pescăresc, festivalul, va fi în această nouă locație. Tocmai că ne-a ajutat Dumnezeu să și terminăm această nouă investiție, îi asigurăm pe cei care ne vor vizita că vom fi organizați în așa fel încât să nu stea foarte mult în trafic, să poată fi conduși către zonele de parcare și, nu în ultimul rând, zona de desfășurare a evenimentului să fie o zonă atât de plăcută cât și utilă celor care organizează acest eveniment. Pentru cei care nu au reușit să ajungă la Jurilovca până acest moment, trebuie să știe că aici vor găsi întotdeauna oameni calzi, oameni dornici de a arăta tradiția locului, cultura, arta culinară și, nu în ultimul rând, zonele unice. Discutăm aici atât de lacul de complexuri lagunar Razim Sinoie, discutăm de stațiunea Gura Portiței, discutăm de ultima investiție în turism cu o valoare destul de mare, Razem Resort, unde zicem noi că am reușit să ridicăm standardele de cazare, dar nu trebuie să uităm ceea ce ne face pe noi unici, pensiunile în stil tradițional, casele tradiționale, și avem, spunem noi, o paletă destul de largă de oferit către turiști, adică de la cazarea într-o casă a unui gospodar până la resort de 4 stele, pentru toate buzunarele. Canalul Bâstroe, aflat pe teritoriul Ucrainei, a fost adâncit de la 3,9 metri la 6,5 metri. În aceste condiții crește simțitor și pescajul navelor încărcate cu cereale, vapoare comerciale care tranzitează acest braț al Dunării. Potrivit oficialilor de la Kiev, această capacitate de export a crescut cu 500.000 de tone de mărfuri pe lună. Însă se pare că lucrurile nu se vor opri aici. Ce planuri are Ucraina pentru perioada următoare, aflăm
imediat din materialul următor realizat de Ionuț Fântână, colegul meu de la site-ul agrotv.ro. Ucraina ia în calcul posibilitatea adâncerii canalului Băstroie până la 8,5 metri, în timp ce marii traderi de cereale din Ucraina au început deja să-și construiască terminale în porturile de la Dunăre, potrivit unui consultant pe probleme logistice în cadrul Ucrainei Agroconsult. Nave cu un pescaj de o adâncime de 6,5 metri pot traversa canalul Băstroie acum, iar lucrul acesta a devenit posibil prin restaurarea caracteristicilor portuale. Acum un an, pescajul maxim era de doar 3,9 metri. După dragare, nu doar barjele, ci și navele de coastă pot naviga de-a lungul canalului. Se așteaptă ca dragarea canalului să permită exportul unei cantități suplimentare de 500.000 de tone pe lună. Astfel, cantitatea totală lunară a exporturilor prin porturile mici de la Dunăre va ajunge la 2,5 milioane de tone pe lună. Pe viitor, Ucraina ia în calcul posibilitatea adâncerii canalului Băstroie până la 8,5 metri. La ora aceasta, cei mai mari traderi ucrainieni construiesc terminale în porturile de la Dunăre, pentru că toți vor să aibă variante de rezervă în privința canalelor logistice în cazul agravării situației din jurul coridorului cerealelor, a explicat specialistul. Kievul renegociază tranzitul cerealelor. Ministrul ucrainean al agriculturii a început un turneu economic, ca să-l numesc așa, pentru a obține redeschiderea tranzitului de produse alimentare și cereale din Ucraina prin țările vecine, declarând însă înaintea discuțiilor de la Varșovia că aceasta ar trebui făcută necondiționat. După vizita sa în Polonia, oficialul ucrainean plănuiește întâlniri cu omologii săi din România și Slovacia. Înainte de discuțiile pe care Mikola Solski urma să le aibă la Varșovia pe tema redeschiderii tranzitului de produse alimentare și cereale din Ucraina, ministrul ucrainean al agriculturii a declarat că, cităm, primul pas, în opinia noastră, ar trebui să fie deschiderea tranzitului, pentru că este foarte important și este lucrul care ar trebui făcut necondiționat și după aceasta vom vorbi despre alte lucruri. A declarat Mikola Solski, transmite agenția Reuters citată de Agerpres. Fermierii polonezi s-au arătat profund nemulțumiți că o mare parte din cerealele și alte produse ucrainene nu se distribuie în restul Uniunii Europene, ci rămân în țară, provocând reducerea prețurilor grânelor. Într-o reuniune a executivului polonez, președintele Partidului de Guvernământ, Lege și Justiție, Iaroslav Kaczynski, a anunțat că a luat decizia de a opri importurile de produse ucrainene pentru a evita o criză pe piața agricolă internă. În ceea ce privește cifrele, tot ce a trecut granița poloneză din Ucraina constituie în jur de 10% din totalul mărfurilor alimentare exportate de Ucraina, a afirmat Solski conform contului Telegram al Ministerului Agriculturii de la Kiev. Totodată, livrările spre Ungaria au reprezentat circa 6% din exporturile agricole ale Ucrainei, mai spune Solski, precizând însă că tranzitul produselor alimentare din Ungaria și Slovacia nu a fost afectat. Ministrul ucrainean al agriculturii a transmis că după întâlnirea de la Varșovia pe tema tranzitului de cereale ucrainene, urmează să poarte discuții suplimentare în România și în Slovacia. După Polonia și Ungaria, Slovacia a interzis accesul cerealelor ucrainene pe piețele sale. Motivul este următorul. Au fost detectate pesticide care sunt interzise în Uniunea Europeană, a anunțat Ministerul Agriculturii de la Bratislava. Potrivit oficialilor slovaci, există o interdicție strictă privind prelucrarea și punerea pe piață a cerealelor ucrainene deja depozitate și a făinii din acestea. Autoritatea sanitar-veterinară slovacă a informat prin sistemul european de alertă rapidă pentru alimente și furaje, Rapid Alert System, toate statele membre Uniunii Europene despre un lot de cereale din Ucraina care nu îndeplinește cerințele de sănătate. În urma constatării, începând cu 13 aprilie, Slovacia a interzis cerealele ucrainene de pe piețele sale. În eșantionul controlat a fost confirmată prezența unui pesticid care nu este autorizat în Uniunea Europeană și are un impact negativ asupra sănătății umane. MPRVSR împreună cu organizațiile subordonate vor asigura colectarea de mostre din toate cerealele și făina din Ucraina, care sunt deja depozitate în Slovacia, se arată în comunicat. Ministrul Samuel Vlăcean îl va informa pe ambasadorul Ucrainei, Miroslav Castran, precum și pe miniștrii agriculturii din țările V4, România și Bulgaria, despre situație în cadrul unei ședințe comune dedicată protecției pieței
sancțiunilor împotriva importurilor de mărfuri ieftine din Ucraina, se mai precizează în comunicatul Ministerului Slovac al Agriculturii. Reamintim că și Polonia a oprit săptămâna trecută importurile de cereale din Ucraina, cel puțin până în luna iulie, pentru a domoli furia fermierilor săi, provocată de afluxul mare de cereale ucrainene ieftine. Totodată, Ungaria a anunțat la începutul lunii că va introduce noi măsuri pentru a reduce volumul de cereale din Ucraina, care i-ar afecta piețele interne. Rusia a anunțat că nu va prelungi acordul privind cerealele de la Marea Neagră după data de 18 mai, dacă Occidentul nu va elimina o serie de obstacole în calea exportului de cereale și îngrășăminte rusești, informează agenția France Press. Într-o declarație a Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse, secretariatul ONU este atenționat în privința a ceea ce oficialii ruși au catalogat a fi o denaturare a faptelor. Într-o declarație făcută la sfârșitul săptămânii trecute de Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse, se arată că, cităm, fără progrese în rezolvarea 5 probleme sistemice, nu este nevoie să vorbim despre extinderea ulterioară a inițiativei de la Marea Neagră după 18 mai. Observăm că, în ciuda tuturor declarațiilor răsunătoare despre securitatea alimentară globală și asistența acordată țărilor aflate în nevoie, inițiativa Mării Negre a servit și continuă să servească exclusiv exporturilor comerciale ale Kievului, în interesul țărilor occidentale, informează agenția France Press, citată de Hot News. Acordul privind exportul de cereale ucrainene prin Marea Neagră a fost negociat în iulie anul trecut de Națiunile Unite și Turcia, pentru a contribui la atenuarea crizei alimentare globale agravate de conflictul care a perturbat exporturile a doi dintre cei mai importanți furnizori de cereale din lume, Rusia și Ucraina. În același timp, pentru a convinge Kremlinul să permită Ucrainei să reia exporturile de cereale din Marea Neagră, tot în iulie anul trecut a fost încheiat și un acord separat pe 3 ani, prin care ONU a fost de acord să ajute Rusia cu exporturile de alimente și îngrășăminte. Potrivit autorităților de la Kremlin, cele două acorduri au fost părți interconectate ale unui singur pachet, astfel că Ministerul Rus de Externe a certat Secretariatul ONU pentru ceea ce a catalogat a fi o denaturare a faptelor. De partea cealaltă, purtătorul de cuvânt al ONU, Stefan Dujarric, a declarat că discuțiile, comunicările continuă cu părțile, iar oficialii ONU sunt hotărâți să asigure punerea în aplicare a ambelor acorduri. Există încă o mulțime de probleme critice care trebuie rezolvate în ceea ce privește plățile și alte probleme tehnice, în ceea ce privește exporturile Rusiei, dar au existat unele rezultate concrete care contribuie la creșterea volumelor de comerț cu cereale, la scăderea tarifelor de transport și la creșterea numărului de nave care au făcut escală în porturile rusești pentru îngrășăminte și la scăderea asigurării. A menționat purtătorul de cuvânt al ONU, dând asigurări că organizația va continua să facă presiuni pentru a face mai multe progrese în privința respectării ambelor acorduri. Activitatea Ministerului Agriculturii a fost luată la puricat în plenul Camerei Deputaților. S-a dezbătut moțiunea simplă împotriva lui Petre Daia, liderul MEADR, moțiune depusă de parlamentarii din opoziție, urmând ca votul să fie dat într-o ședință viitoare. În moțiunea simplă, intitulată, citez, de la grânarul Europei la rușinea Europei, ministrul Daia distruge cu bună știință agricultura românească, am încheiat citatul, se cere chiar demisia ministrului Agriculturii. De precizat că recent Nicolae Ciucă, șeful executivului de la Palatul Victoria, a avut numai cuvinte de laudă la adresa celui care conduce Ministerul Agriculturii. În textul moțiunii depuse de parlamentarii din opoziție, Petre Daia este acuzat că a avut un, citez, eșec pe linie în ceea ce privește agricultura, după ce a ratat toate proiectele mari în acest domeniu. A ratat finanțări din PNRR, a ratat Planul Național Strategic și a ratat fondurile europene pentru fermierii români. Și în acest mandat este la fel de inutil, de nepregătit și depășit de problemele agriculturii românești. Daia a rămas consecvent în a ne convinge că este cel mai slab ministru al agriculturii din ultimii 30 de ani. Agricultura trebuie să devină un punct forte al României, iar ca acest lucru să se întâmple este nevoie de un management performant la vârful ministerului de resort. Iar pentru ca acest lucru să se întâmple, Petre Daia trebuie demis și niciodată, dar niciodată readus în fruntea Ministerului Agriculturii.
culturii. A epuizat deja 3 șanse să demonstreze că poate face ceva. Realitatea este că nu poate. Se arată în textul moțiunii în care actualul ministru al agriculturii este de asemenea acuzat că a pierdut compensațiile pentru importurile din Ucraina. La un an de la începutul războiului în Ucraina, datele arată nu doar că cerealele ucrainene au tranzitat România, dar au fost și achiziționate de țara noastră la prețuri mici. În consecință, reprezentanții agricultorilor vorbesc despre un dezastru pentru fermierii români, respectiv pierderi de miliarde. Fermierii români au nevoie de răspunsuri de la ministrul Daia despre cum vor fi sprijiniți de stat pentru a-și recupera o parte din pierderile de anul trecut, dar și despre cum va gestiona statul în 2020. 23, subiectul tranzitului cerealelor ucrainene, astfel încât producătorii români să nu rămână iar cu producția în stoc. Se mai arată în textul moțiunii. O altă acuzație pe care inițiatorii moțiunii simple o mai aduc ministrului Daia este aceea că programul Tomata inițiat de acesta încă din 2017 este doar o nouă hoție. Programul guvernamental Tomata este bun doar pe hârtie. În realitate, țara noastră este cea mai mare piață de desfacere a tomatelor produse în Turcia. Deși prin programul Tomata, guvernul dă subvenții din anul 2017, de pe vremea lui Dragnea, în 2022 România a importat roșii din Turcia în valoare de 65 milioane de euro. Așadar, putem spune că Tomata de Turcia este marca ministrului Daia. Tomata de guvern nu e decât o nouă hoție. Din banii de la guvern au răsărit mai multe dosare penale decât sere cu roșii, mai spun inițiatorii moțiunii simple îndreptate împotriva ministrului agriculturii Petre Daia. De an bun, fermierilor li se recomandă ca să se asocieze în cooperative. Aceste entități agricole au acces la subvențiile de stat și mai ales la fonduri europene, prevăzute în programul de susținere a agriculturii României. Un astfel de exemplu l-au urmat mai mulți crescători de vaci de lapte din județul Alba. Ei s-au asociat în urmă cu peste 10 ani, iar acum fermele lor s-au dezvoltat considerabil. Fermierii, dacă sunt organizați în aceste forme asociative, au de câștigat? Cu siguranță. Noi am înființat această cooperativă în 2012, deci avem un pic de vechime. Acum, în anul 2016, am început să comercializăm în comun producția de lapte. Suntem 9 membri fondatori, plus 36 de membri asociați în acest moment. De mic am crescut cu animale și am început cu agricultură, lucrez 320 de hectare și am început cu agricultură prin anii 2005 și am zis că vreau să fiu mai aproape de consumator și atunci am venit cu animalele, dar m-am blocat undeva pe drum și n-am mai putut să mă dezvolt mai departe. Acum, cu ajutorul cooperativei și chiar îndemn fermierii să se asocieze în forme de asociație, de cooperative, cât mai mulți. Dacă nu ne strânge și nu ne unim, nu rezolvăm nimica. În toate țările europene dezvoltate sunt cooperative foarte puternice. Au întreg circuitul. Exact. Și care luptă pentru drepturile lor, drepturile fermierilor. Altfel poți să ieși în față sau să trimiți un reprezentant reprezentând, eu știu, 20% din fermierii din România, decât te duci singur. Da. Vremea rece din ultima perioadă a dat peste cap planurile legumicultorilor care au înființat culturi timpurii în sere încălzite, tocmai pentru a ieși cu marfă românească în perioada sărbătorilor de Paște. Cei mai afectați sunt cei care au mizat pe cultura de castraveți. Legumicultorii spun că din cauza temperaturilor foarte scăzute, plantele nu au mai rodit. Iar acum, când ar fi trebuit să fie o perioadă de vârf a vânzărilor, producătorii nu au ce culege. Mircea Tatu, producător local din Cochirleanca, spune că nu își poate onora comenzile, deși clienții care îi cunosc marfa au venit la poarta fermei pentru a cumpăra legume proaspete pentru masa de Paște. Castraveții nu s-au mai făcut. Acum în două zile n-am mai cules mai nimic. Azi n-am dus castraveți. Pentru că castraveții în perioada când este nor și frig nu mai produc deloc. Dacă nu avem soare și asta, nu produc. Deci la castraveți aveam înainte cu o săptămână aveam producții de ne gândeam că nu o să avem ce face și acum nu mai avem ce culege. Cu cât au fost vânduți castraveții pe piață în primele zile? Cu 20 de lei. Aceleași probleme sunt și la Glodeanu Sărat. Legumicultorii de aici
Agricultorii spun că recoltele le-au fost diminuate cu până la 70%. În plus, din cauza temperaturilor reci, legumicultorii se confruntă cu boli care le distrug castraveții din solarii. Recolta de castraveți de anul acesta? Foarte slabă, foarte prost. Nu numai la mine, la toți fermierii și nu numai recolta de castraveți și cu roșia, cu tomata, tot la fel. De ce? Cauza timpului. Din ce în ce timpul e nefavorabil, întâmpinăm din ce în ce mai multe probleme, ne confruntăm foarte tare cu botritisul. Este o boală care este datorită timpului acesta noros și pluios. Dacă de 3 săptămâni de avea când și când iese soarele câte o oră, nu puteam să facem aerisir cum trebuie. Afară a fost foarte, foarte frig, nopțile iar foarte reci. În aceste condiții și prețurile sunt foarte mari. De exemplu, de la Glodeanu Sărat, castraveții pleacă cu 14 lei, însă în piața centrală din Buzău, aceștia se vând cu 20 de lei. Statul român susține agricultura și implicit pe fermieri cu fonduri mult mai puține. Dacă ar fi să ne raportăm atât la nevoile agriculturii interne, cât și la banii pe care guvernele statelor din Uniune îi pun la dispoziția industriei agricole din respectivele țări. De exemplu, chiar dacă în piețe și în magazine predomină legumele venite din import, la noi se face un eveniment atunci când apar date certe legate de ajutorul de minimis pentru cultura de usturoi și cartof. Și asta nu e tot. Și fermierii afectați de criza cerealelor din Ucraina urmează să fie despăgubiți în perioada următoare, dar aceste compensații sunt derizorii. După succesul înregistrat la programul Tomata, fermierii din Argeș prind curaj și accesează ajutorul de minimis alocat și pentru alte culturi. Avem în vedere și programul de usturoi, care a ieșit din transparența decizionară și există la Ministerul Agriculturii pe acest circuit. Acum avem în transparență decizională și minimisul pentru cartof, care se va da, rămâne și minimisul pentru cartof, la fel ca anul trecut, 200 de euro pe hectar, în funcție proporțional cu suprafața. La usturoi rămâne aceeași sumă de 3.000 de euro. Da, deci nu s-a schimbat nimic. Ministrul Agriculturii discută zilnic cu reprezentanții direcțiilor agricole județene, iar aceștia la rândul lor diseminează informațiile în teritoriu. Informăm fermierii de toate noutățile și acum avem în derulare acest program prin care fermierii care au fost afectați cumva de situația din Ucraina să fie despăgubiți cu acea sumă de care o știți. De fapt, plățile se vor face prin APIA, dar noi ne vom duce să facem controlul, să vedem dacă sunt stocurile respective, stocurile care trebuie să existe la 1 februarie 2023. Așa a venit actul normativ. Actul normativ e deja în aprobarea guvernului. Și de această dată lucrurile vor deveni certe abia după ce totul va fi publicat în Monitorul Oficial. Avem 15 zile în care fermierii să depună cererile pe propria răspundere, cei care au supraveți înregistrate la APIA, la Agenția de Plăți pentru Agricultură, pentru a beneficia de acest ajutor de minimis, cultura fiind acum nu mai greu. Chiar dacă din punct de vedere legumicol Argeșul nu atinge performanțele Oltului sau al Dâmboviței, județe cu care se învecinează, stă bine în schimb în ceea ce privește cultura mare, ramură care se pretează mult mai bine zonei. Legumicultorii sunt la momentul în care trag linie pentru a vedea în ce măsură planul de acasă s-a potrivit cu cel din târg. Știut fiind că afacerile sunt mai prospere în pragul sărbătorilor de orice fel. Dacă unii fermieri își freacă mâinile de bucurie că au reușit să vândă cantități importante de legume sau de carne, alții sunt total dezamăgiți. Cel puțin așa stau lucrurile în piața agroalimentară din Mioveni, una dintre cele mai mari din județul Argeș. Un legumicultor din comuna argeșeană Davidești deține câteva sere și se declară mulțumit de volumul vânzărilor din preajma Paștelui. Aceste sărbători, vânzările au mers în săptămâna Paștelui, începând de miercuri. Miercuri, joi, vineri, până la ora prânzului, au mers foarte bine. Dar, cum vedeți și noi astăzi, acum am făcut puțin niște oferte ca să lichidăm tot. Sorarele le avem goale acum.
Am lichidat tot și pot să plantăm răsadurile, ne pregătim să le plantăm. A mers mai bine sau mai rău decât în anii anteriori? Mie unul personal mi s-a părut că a mers mai bine. Am avut cantitate de marfă mult mai mare față de alți ani. Și suntem mulțumiți una peste alta. Ce s-a căutat cel mai bine? Păi ceapa verde, usturoiul verde, verdeața în general, mai puțin alte lucruri pentru drob. La asta ne-am și gândit. Vedeta acestor zile a fost mielul și preparatele din carne de miel, însă aici lucrurile nu au fost deloc încurajatoare. Cel mai mult s-a căutat carnea tocată, în rest foarte slabe vânzări. Prețurile foarte mari, lumea n-a mai cumpărat. Pastramă, carne de oaie, de miel, nu s-a vândut. Slab. Foarte slab, face de alți ani. Dezamăgiri sunt însă și în rândul acelor legumicultori care acum, după Paște, nu au prea multe motive de mulțumire. S-a vândut verdeața, ceapa verde, verdeața, în comparație cu anii trecuți, nu. Dar mulțumim mulțumim Domnului pe ce s-a vândut. Două zile a mers mai bine, în rest slăbuț. Verdeață, cartofi. Castraveți, roșii mai puțin, că sunt străine deocamdată, roșia românească e foarte scumpă. Varza românească iară este mai scumpicică. Legumicultori sau comercianți cu experiență, cu toți au identificat și posibilele cauze ale vânzărilor scăzute. Față de alții am slăbuți. Dar de ce credeți că a fost mai slab? Supermarketurile ne omoară, piața e pe ultimul loc, am ajuns pe ultimul loc. Săranul vine rar când are produse și restul celelalte produse se găsesc în supermarket și românul merge acolo și cumpără de toate. Nu sunt ieftine nici acolo, dar au POS acolo, toate bonurile sunt pe card, merg cu cardul și sunt vânzări acolo. Față piața e pe ultimul loc, deci noi am ajuns pe ultimul loc. Cardul de bonuri care toată lumea se duce mereu la marketer. Acolo e comisionul mic. Dincolo de toate, însă o altă cauză a volumului mic de vânzări o reprezintă și scăderea puterii de cumpărare a oamenilor care i-au determinat să cumpere mai puțin sau să mai renunțe la unele preparate din carne de miel. Ramona Pandele vă prezintă jurnalul Agro TV. Bun găsit! Sărbătorile pascale nu au venit cu vești bune pentru fermieri în ceea ce privește cotațiile mărfurilor agricole. Prețurile au continuat să scadă săptămâna trecută, iar grâul și porumbul din recolta veche au ajuns practic la valori identice în portul Constanța. Mai multe detalii ne oferă Cezar Gheorghe, expert în piețe agricole, într-un material semnat de colegii mei de la site-ul agrotv.ro. Potrivit lui Cezar Gheorghe, expert în piețele agricole și fondator Agricolum, prețul grâului a ajuns în jurul valorii de 230 euro pe tonă în portul Constanța, pentru recolta veche, în timp ce pentru recolta nouă se oferă mai puțin. În ceea ce privește prețul grâului, indicațiile nu sunt foarte încurajatoare pentru momentul în care ne aflăm, pentru simplul motiv că licitațiile cer și scad în continuare prețuri. Indicațiile din portul Constanța au scăzut, iar prețul este acum în jurul nivelului de 230 euro pe tonă pentru recolta veche, iar recolta nouă este la 225-227 euro pe tonă, a precizat Cezar Gheorghe pentru Digi24. În același timp, cotațiile pentru recolta nouă de porumb s-au devalorizat și în portul Constanța pe fondul veștilor bune privind prognozele de recoltă de pe continentul american. Porumbul rămâne stabil în jurul valorii de 230 euro pe tonă, însă recolta nouă scade pentru simplul motiv că prognozele de recoltă din Brazilia, precum și prognozele de însămânțare din Statele Unite ale Americii, sunt sub cele mai bune auspicii în acest moment. Astfel, recolta nouă de porumb este valorizată în portul Constanța la nivelul de 207-209 euro pe tonă, a mai explicat Cezar Gheorghe. Polonia a acceptat să ridice interdicția privind tranzitul cerealelor și al produselor alimentare din Ucraina, în urma negocierilor pe această temă purtate marți la Varșovia între oficialii din cele două țări.
Au mai rămas două state din Uniune, Ungaria și Slovacia, care mențin interdicțiile pentru importurile de cereale și alimente din Ucraina. Cu această măsură își protejează piețele de un aflux de produse mai ieftine. România încă mai studiază dacă să urmeze sau nu măsura luată de guvernanții de la Budapesta și de la Bratislava. Eșecul de a relua exporturile în țările din estul Europei sau de a asigura o prelungire a acordului cu cereale la Marea Neagră, pe care Rusia a anunțat că refuză să o facă dacă Occidentul nu va elimina o serie de obstacole în calea exportului de cereale și îngrășăminte rusești, ar prinde cantități mari de cereale în Ucraina, lovindu-i exporturile și provocând noi probleme economice Kievului, în timp ce se luptă cu trupele ruse. Recent, ministrul polonez al agriculturii a declarat că s-a găsit o soluție: tranzitul cerealelor și al produselor alimentare din Ucraina, urmând a fi monitorizat și sigilat. Am fost forțați să închidem granița pentru că Uniunea Europeană avea ochii închiși asupra unor cantități mari de cereale care se varsă în Polonia, dar în același timp am continuat discuțiile cu Ucraina cu privire la modalitatea de a permite tranzitele, dar cu o garanție: cerealele nu vor fi blocate, a declarat Telus la o conferință de presă la Varșovia. La rândul său, prim-vicepremierul ucrainean, Iulia Sviridenko, a declarat în conferința de presă că este încrezătoare că exportatorii ucraineni vor respecta termenii acordului convenit cu Polonia. Rămânem tot la acest delicat subiect al tranzitării cerealelor din Ucraina prin țările din familia Europei. În ciuda cererilor repetate ale fermierilor români până acum, niciun oficial guvernamental român nu a enunțat o posibilă suspendare a importurilor sau a tranzitului de cereale din Ucraina. Colega mea, Rona David, ne va prezenta în minutele următoare cele mai importante reacții pe care măsurile restrictive legate de exportul acestor produse le-au stârnit în presa internațională. Bun găsit tuturor și Hristos a înviat! Cum era de așteptat, Comisia Europeană califică aceste măsuri comerciale unilaterale drept inacceptabile. În comunicatul de presă al Comisiei se subliniază faptul că politica comercială intră în competența exclusivă a Uniunii Europene și reamintește necesitatea ca în aceste vremuri dificile toate deciziile să fie aliniate și coordonate în cadrul Uniunii Europene. Nu același punct de vedere împărtășește însă Financial Times, care spune că problemele logistice legate de lipsa camioanelor și trenurilor care să le transporte în porturile din apropiere au dus la acumularea unor cantități mari de cereale ucrainene, mai ieftine decât cele produse în Uniunea Europeană, în țările din vecinătate, ceea ce explică reacțiile acestor țări. Liberation subliniază faptul că decizia maghiară se explică nu atât prin dificultățile pieței sale, cât prin atitudinea premierului Viktor Orban. Acesta abia își ascunde sprijinul pentru Rusia. Gazetarii de la cotidianul francez Liberation se mai întreabă cum a putut Polonia, care a făcut toate eforturile pentru a veni în ajutorul Ucrainei, să ajungă la o astfel de decizie. Răspunsul vine de la ziarul Challenges, care scoate în evidență faptul că furia provocată de această situație în rândul fermierilor polonezi a împins Partidul Naționalist Dreptate și Justiție să reacționeze în apropierea alegerilor legislative. La rândul lor, ziariștii de la gazeta Wyborcza cred că guvernul polonez încearcă în felul acesta să cumpere un rezultat electoral și să expună țara la un nou conflict cu Uniunea Europeană. The Independent notează că aceste tensiuni apar în contextul în care Rusia a avertizat că nu va exista nicio prelungire după 18 mai a acordului privind exporturile de cereale ucrainene care tranzitează prin Marea Neagră, dacă Occidentul nu ridică sancțiunile împotriva cerealelor și îngrășămintelor rusești. În aceste condiții, singura țară vecină cu Ucraina care permite în continuare importul este România, deși și fermierii români s-au plâns de probleme similare. Mihaela Prahoveanu este unul dintre cei mai cunoscuți apicultori din Buzău și spune că este o perioadă critică pentru apicultura românească. În primul rând, din cauza temperaturilor călduroase, a apărut un dăunător care omoară albinele și este foarte greu de combătut. Ne confruntăm la ora actuală și nu de ieri de azi, dar mai ales în ultimii ani, cu un parazit denumit varroa. Și cred eu că datorită căldurilor excesive, aceștia se mulțesc extraordinar de mult, cum a fost anul trecut.
Iar substanțele cu care noi intervenim în tratarea familiilor de albine nu mai sunt eficiente, a determinat să avem pierderi foarte mari în efectivul familiilor de albine. La nivel național se întâmplă fenomenul. Se estimează la ora actuală că avem pierderi din efectiv la 25%. Se cunoaște că România deține aproximativ 1.800.000 de familii de albine. Ceea ce 25% până acum înseamnă foarte mult pierdere și foarte greu să refacem efectivele, foarte greu. În aceste condiții, în Buzău, mai mult de jumătate dintre apicultori au renunțat la afaceri. Noi am avut o asociație foarte mare, zic eu, în jur de la nivelul județului Buzău, în jur de 700 de membri, dar credeți-mă, ultimii 5 ani, foarte mulți apicultori au renunțat la activitate și acum am rămas la 350-400 de apicultori, ceea ce e foarte trist, faptul că în activitatea noastră vin mulți tineri, eu la momentul acesta nu mai pot influența un tânăr să se apuce de această frumoasă activitate, pentru că fiecare, până la urmă, urmărește un profit. O soluție ar fi niște politici europene mult mai bine puse la punct. Soluția este, mai ales datorită faptului că au apărut falsuri, așa cum am spus, miere chinezească cupajată cu miere românească. Înțeleg că la nivel Uniunea Europeană deja s-au făcut cunoscute aceste lucruri și sperăm să se ia măsuri. Adică să se respecte într-adevăr problemele privind etichetarea ca eu știu, consumatorii să știe ce cumpără la un moment dat. Crescătorii de vaci care au depus cereri pentru schema de ajutor de 73 de euro pe cap de animal în contextul pierderilor suferite din cauza războiului din Ucraina vor primi banii luna viitoare. Într-o întâlnire cu reprezentanții asociațiilor de fermieri organizată la Palatul Victoria, șeful guvernului Nicolae Ciucă i-a asigurat pe crescătorii de vaci că își vor primi banii și a anunțat și data la care se va întâmpla acest lucru. Aflați imediat mai multe detalii într-un material semnat de Ionuț Fântână, colegul meu de la site-ul agrotv.ro. Într-o întâlnire cu reprezentanții asociațiilor de fermieri organizată la Palatul Victoria, premierul Nicolae Ciucă i-a asigurat pe crescătorii de vaci că își vor primi banii începând din 15 mai 2023. De asemenea, având în vedere că mai bine de jumătate din bugetul schemei de ajutor a rămas necheltuit, se va mai organiza o sesiune de depunere a cererilor în a doua jumătate a anului, astfel încât fermierii să poată primi mai mulți bani. Astfel, reprezentanții guvernului au transmis că primele plăți se vor face pentru cererile în valoare de 21,6 milioane de euro depuse de crescătorii de vaci de lapte până la data de 23 martie 2023. Ulterior va fi organizată o a doua sesiune de depunere a cererilor de plată, plățile urmând să se facă pentru aceste cereri în al doilea semestru al anului 2023. Guvernul va pune în acord cu realitățile economice valoarea fondurilor alocate, iar ca urmare a unei mai bune așezări a sumelor acordate sectorului zootehnic, fermierii vor beneficia de compensații în valoare de 22 de milioane de euro pentru pierderile cauzate de războiul din Ucraina, au transmis reprezentanții guvernului. Pe lângă această schemă de ajutor, guvernul promite și că va extinde și dezvolta programul pentru școli și masa caldă în școli, începând cu viitorul an școlar. Astfel, mai mult lapte de la fermierii români ar urma să fie achiziționat pentru aceste programe. Apetitul pentru fondurile europene în rândul fermierilor români este unul foarte mare. Oricine este implicat în acest sector, fie că este fermier mic sau mare, își dorește să-și dezvolte afacerea, iar aceste finanțări pot reprezenta un ajutor substanțial. Însă, la fel ca în orice sector unde interesul este atât de mare, există și mulți speculanți care vor să profite de pe urma celor mai puțin informați.
În ultimii ani au apărut din ce în ce mai mulți speculanți care pozează în consultanți pentru accesarea fondurilor europene, însă interesul lor este doar să profite de pe urma fermierilor și antreprenorilor. Pentru a vă ajuta să identificați mai ușor acești speculanți, vă prezentăm câteva sfaturi de la doi consultanți adevărați, cu ani de experiență în spate și multe proiecte de succes duse la bun sfârșit. Eu vă vorbesc acum în calitate de vicepreședinte al Asociației Națională de Consultanță Noi Ancor și coordonatorul Comisiei Profesionale de Agricultură. Eu personal sunt bombardat pe mail-uri prin care mi se oferă consultanță. Nu pot să vă spun numărul, dar 10-15 pe zi primesc să mi se ofere consultanță, să-mi facă eligibilitate, conformitate, să-mi facă freza, numărul de la pantof, să-mi ia costumul, să mă facă milionar pe toate măsurile, încât ar trebui eu să mă las de consultanță și la șansă consultanță să pot să trăiesc o viață mai liniștită decât Bill Gates. Când în piață, așa cum am spus la început, domnește lipsa de educație și de informare, acești speculanți în numele consultanței au cel mai mare loc de joacă. Dacă cei care doresc fonduri se bazează doar pe dorință, nu își evaluează în mod corect puterea, piața, mecanismul în care dânsii pot să funcționeze, se lasă duși și împinși într-o păcăleală. Banii care se cer de acești consultanți sunt ca și drogul, nu se cer mulți ca să nu-i dai, cer suficienți ca să-i dai, să ai puterea să-i dai, să nu mai bați după aia capul, să-i mai cer înapoi, pentru că cheltuielile de a-i recupera pot fi tot mai mari. Și așa se creează un mecanism prin care, așa zis și consultanța, numele consultanței, generează vise și speranțe pe bani puțin și se duc odată cu rata, exact cum ați spus mai departe dumneavoastră. Nu este o masă critică de consultanți pe care să vă bazați în tot ce înseamnă program național. Dar pe lângă consultanți, mai sunt și asociațiile profesionale care pot să vă recomande. Mai sunt, cum aveți dumneavoastră, emisiuni în care să mai văd oameni. Sunt și reviste de specialitate. Deci sursa nu este doar să intri pe afir. Mai ai și prieteni din sector, că dacă ești în agricultură și fermier, nu se poate să te fi întâlnit cu un vânzător de echipamente, cu unul de inputuri, cu o recomandare. Într-o anumită area să întâlnești cu consultanții respectivi, că nu sunt 1, 2, 4, 5, 6 buni în fiecare zonă există. Specialistul mai atrage atenția și asupra faptului că adevărații consultanți sunt specializați pe anumite tipuri de proiecte. Atunci când un consultant vă spune că poate face orice, este bine să-l priviți cu mult scepticism. Nu toți consultanții, dragi fermieri, fac toate proiectele din lume. Cum nu există medic care să pricepe la toate, nici consultanți nu sunt care să pricepe la toate. Un consultant corect spune ce face el și poate, dacă are etică profesională, să-ți recomande un coleg al lui din Breaslă care se ocupă de asemenea sau de proiecte specifice. Nici un consultant, dragi telespectatori, care este pe bune consultant, nu trimite mail-uri alandala și îți oferă și mere și prune și capre și bani și succes și avere și vilă în Malibu. Acelea sunt doar niște operațiuni pe platforme, pe un marketing, pe o chestie agresivă care vă speculează dorința și intenția și faceți bine și feriți-vă de a vă crea singuri descumpănirea unor relații cu asemenea tip de consultanți. De asemenea, mulți se întreabă de ce consultanții cer o anumită sumă de bani înaintea semnării contractului de finanțare. Aici lucrurile sunt destul de simple. Realizarea unui proiect care să fie și conform și să aibă șanse de finanțare presupune muncă, timp de lucru investit, plus anumite cheltuieli din partea firmei de consultanță. Personal consider că nu este soluția corectă pentru niciuna dintre părți, nici pentru dânsul nu este o soluție corectă dacă discutăm, pentru că acel consultant care va pregăti proiecte gratuit, practic nu se va putea ocupa cu adevărat profesionist de niciunul dintre ele, va fi tentat să se ocupe, dacă are 10 proiecte gratuite, se va ocupa de al 11-lea care îi va aduce un oarecare câștig. Dincolo de acest aspect, sunt
linii de finanțare care necesită o pregătire foarte în amănunt. Prin urmare, firma de consultanță are cu siguranță costuri cu proiectare, arhitectură, rezistență și așa mai departe, dacă sunt construcții. Nu este o soluție bună nici pentru dânsul, dacă îl va analiza în detaliu problema. Ramona Pandele vă prezintă jurnalul Agro TV. Bun găsit! Ministerul Agriculturii implementează noi măsuri de monitorizare a tranzitului și restricționare a circulației mărfurilor agricole la granița cu Ucraina. Ministrul Petre Daia a luat decizia în urma discuției în format online cu omologul ucrainean Mikola Solski. Imediat în jurnal urmărim deciziile Ministerului Agriculturii în controversata problemă creată de cerealele ucrainene, într-un material semnat de Ionuț Fântână, colegul meu de la site-ul AgroTV. Potrivit comunicatului remis presei de MADR, ministrul Daia i-a transmis omologului său ucrainean că statul român va implementa măsuri de securizare suplimentară, sigilare și monitorizare pentru mijloacele de transport care tranzitează teritoriul României către state terțe, pentru protejarea fermierilor români care se confruntă cu dificultăți din cauza fluxului de cereale ucrainene. Cu toate că măsurile de securizare se întețesc, România susține în continuare demersurile de sprijinire a Ucrainei și va asigura tranzitul cerealelor din această țară către state terțe și rutele comerciale tradiționale. Daia i-a mai cerut ministrului ucrainean să identifice rapid soluții pentru restricționarea exporturilor de cereale și semințe oleaginoase, floarea soarelui sau rapiță, către România, având în vedere dificultățile întâmpinate de fermierii români. De asemenea, MADR a decis ca România să instituie începând de acum controle direct în vamă, la granița cu Ucraina, coordonate de Ucraina cu prelevare de probe pentru determinarea calitativă în conformitate cu legislația europeană, mai transmite Ministerul Agriculturii. Cei doi oficiali au convenit să aibă o întâlnire față în față la sfârșitul acestei săptămâni la București, pentru a transpune rapid în practică cele mai bune soluții pentru ambele părți. Problema fermierilor din România care se plâng că sunt falimentați de cerealele importate din Ucraina a ajuns subiect fierbinte în ședința de guvern. Ministrul Agriculturii Petre Daia spune că executivul s-a mișcat extrem de repede cu majorarea sumelor alocate pentru fermierii afectați. Nici pe linia de front nu se acționează așa repede, a punctat Daia în acest context. V-am pregătit un fragment edificator din ședința de guvern, un dialog între șeful MADR și cel al Guvernului României. De la jumătatea lunii mai se transmite practic sumele pe care le așteaptă fermierii crescătorii de vaci cu lapte, știindu-se acel suport pe care l-am aprobat și dumneavoastră ați spus și foarte bine, 21,6 milioane euro, urmând ca în semestrul 2 să facem restul de plăți pentru a ajunge la suma de 44 de milioane euro pe care noi am stabilit dumneavoastră ați dispus-o și în guvern am aprobat-o ca să ajutăm aceste sector extrem de important. De asemenea, am pus în mișcare toate mecanismele posibile. Toate mecanismele posibile privind scoaterea din acest disconfort financiar și nu numai disconfort financiar creat de impactul cerealelor de impactul importului de cereale din Ucraina. Și aici am avut câteva sertare în care am deschis pe de o parte dialogul cu Comisia Europeană știindu-se foarte clar că aici nu trebuie să te joci. Iar jucatul acesta într-un moment anume și mai ales atunci când instabilitatea este pus sau stabilitatea este pusă sub semnul întrebării, evident că apar și aceste pusee de interes legitim, zic eu, la un moment dat, dar care pot să aducă prejudicii țării. Prin luarea de măsuri unilaterale de către țările vecine, nouă ne-a creat o presiune suplimentară și ne-a ridicat într-un fel și fermierii în cap, spunând că dacă în Polonia este posibil printr-un ordin de ministru să blocheze intrarea cerealelor, de ce nu ar fi posibil și în România? Îmi cer scuze. Eu cred că este cât se poate de corect să le spunem românilor și să le aducem aminte tuturor faptul că în acest moment
Agricultura din România beneficiază anual de un sprijin financiar prin care se asigură plăți directe către fermieri în valoare de 2 miliarde de euro. 2 miliarde 900. La banii aceștia se adaugă și banii de investiții în agricultură sau da, cu totul? În interiorul acestor bani. Deci în interior, deci aproximativ 2 miliarde de euro sunt, asta spuneam, 2 miliarde de euro sunt plăți directe direct către fermieri. Corect. Iar aproximativ 1 miliard sunt bani europeni care merg în investițiile din agricultura României. Acum suntem într-o perioadă de negociere care se așteaptă zilele acestea. Se așteaptă să vină consensul privind lista produselor care vor fi puse în dispozitivul juridic pentru a putea fi obstrucționate la import. Și vă cer sprijin, stimați colegi, să nu mă lăsați în luptă singur. O pot duce, dar de aceea... Da, presupun că până acum nu v-ați simțit singur în toată... Nu. Acum nu. Dar v-am rugat de cum. Nici de aici înainte, domnul ministru. Nu. Bun, păi să nu mă lăsați singur, fraților. Nu vă lăsăm. Îți multe puși pe mine, văd. Sănătate, bine, domnul președinte. Bine, domnul ministru. După ce europarlamentarul român Dacian Cioloș l-a criticat recent în mai multe rânduri pe ministrul agriculturii Petre Daia și i-a cerut public demisia, replica șefului MEADR a venit într-o conferință de presă. Daia l-a atacat pe Cioloș spunând că acesta nu a făcut nimic pentru agricultura României. Am văzut interpretări și vreau să le spun foarte clar celor care au fost de-a lungul vieții purtători de geantă. Și să o spun foarte clar, gândindu-mă la comisarul, fostul comisar Cioloș, care din acest punct de vedere aș putea să-i mulțumesc pentru că n-a făcut nimic pentru agricultura României și nici ca și comisar ceva deosebit prin care agricultura țării românești să poată să beneficieze de prezența într-un echipaj de demnitate europeană. Totodată, ministrul agriculturii a spus că nu își dă demisia din funcție, pentru că trebuie să-și ducă la capăt misiunea și nu vrea să fugă din fața unor situații dificile. Suntem, pe de o parte, responsabili de munca pe care o desfășurăm și niciodată nu trebuie să uităm că țara ne-a trimis acolo și ne pune și pe funcțiile pe care le avem vremelnic, evident, în România, iată cum este cazul la miniștri, cum în situația în care Petre Daia a considerat că această misiune trebuie să o duci la capăt, indiferent de situație. Nici la greu, la greu să nu fugi, la ușor să te prezinți. Nu fug la greu. Conform ultimelor reguli impuse de Bruxelles în noul PNS, fermierii trebuie să nu lucreze 4% din suprafața agricolă pe care o dețin, urmând ca în fiecare an să efectueze rotația solelor în repaos cu același procent din suprafață. Măsura, consideră Comisia Europeană, va duce la păstrarea calităților terenurilor agricole. Pe de altă parte, mulți fermieri, printre care și cei din România, sunt de părere că această impunere duce la o pierdere financiară nejustificată prin beneficii obținute. Trebuie să lăsăm 4% din suprafața care o ai în exploatare, teren nelucrat. Din punctul de vedere, e o pierdere. Ne-am luptat de-a lungul timpului să reușim să cultivăm, să aducem în viață tot terenul, că erau multe terenuri care poate nu le lucrau, cel puțin după Revoluție n-a fost simplu. Mă rog, și acum încercăm să lăsăm terenul nelucrat. Iarăși, o altă condiție, tot din 2024, pentru partea de ecoschemă, trebuie să avem minim 5% din suprafață teren semănat cu culturi fixatoare de azot. Și în completarea acestor obligații, cum bine știm, în perioada 15 iunie
15 octombrie trebuie să, în condițiile în care accesăm ambele măsuri, să spunem, avem obligația să ținem terenul acoperit pe o suprafață de 85% din suprafața totală. Condițiile care permit, eu știu, sau cum poți acoperi această obligație, să lași miriștea, deci prin miriște, altfel spus, să nu lucrezi terenul după ce ai revoltat, că e orz, că e greu sau rapiță. Aici aș face o remarcă, e o greșeală, tehnologică vorbind, pentru că și așa nu avem apă în sol, da? La modul general, situația în care lași terenul neprelucrat după recoltare, cu atât mai mult, dacă se întâmplă să aibă ceva umiditate la momentul recoltatului și pe urmele pe unde trec utilajele, că se combină, că sunt tractoare pe care transportă și așa mai departe, acolo se vor crea, va evapora apa și se vor crea niște terenuri foarte, foarte solide, aride, de care în momentul în care vei dori să pregătești terenul pentru cultura următoare, vei avea mari probleme în ce înseamnă pregătirea în condiții normale. Programul Tomata 2023 este în vigoare cu o serie de modificări față de anii trecuți. Noutățile ajutorului de minimis pentru roșiile în solar sau sere vizează aspecte legate de termene, condiții și plăți, iar tinerii legumicultori argeșeni sunt foarte interesați de acești bani. Un exemplu vine din zona legumicolă a județului Argeș și este prezentat în minutele următoare într-un material realizat de colega mea Elena Picu. Încurajați de seriozitatea și viabilitatea programului Tomata, legumicultorii argeșeni au depus și în acest an toată documentația necesară pentru a solicita subvenția de 3.000 de euro. Cu speranța că banii vor veni la timp, agricultorii și-au făcut chiar și planuri de investiții. M-am scris deja, am băgat actele pentru programul Tomata. Dacă se dă aia 3.000 de euro, e bun că aș vrea să-mi pun niște panouri solare pentru să pot iarna să am curent aici, că n-am posibilitatea de curent aici. Programul Tomata se desfășoară și în acest an tot prin intermediul direcțiilor agricole județene, iar vestea bună este că în Argeș tinerii se îndreaptă cu mai multă încredere spre această măsură de sprijin. S-a închis sesiunea de depunere a cererilor pentru minimisul de tomate. La nivelul județului Argeș avem 42 de cereri, 42 de beneficiari, dar un lucru îmbucurător este că din acești 42 de beneficiari aveam 16 tineri sub 40 de ani, ceea ce e un pic mai mult decât anul trecut, ceea ce nouă ne dă, ne duce la ideea că tinerii au început să fie interesați de acest program care se numește Tomata. Urmează în momentul în care vor fi fructele realizate să facă o cerere către Direcția pentru Agricultură Județeană Argeș prin mail personal sau prin toate căile de comunicare cu cel puțin 10 zile înainte de recoltat. Noi la nivelul instituției am făcut o cerere și către APIA, ne-au dat două nume, eu voi face o echipă mixtă realizată din angajații DAI și angajat APIA, care se va duce, va verifica înființarea culturii prin măsurare de către APIA cu mijloacele cunoscute, teodolit sau ruletă, și angajatul DAJ Argeș va face evaluarea producției. Deci se va face, ca o noutate față de anul trecut, o singură vizită. Anul trecut se făceau două vizite, una la înființare și a doua vizită se făcea la evaluare. De data aceasta, în 2023, nu avem decât o singură vizită care incubă și evaluarea și înființarea culturii de tomate. Important de știut este că până la data de 30 iunie 2023, aplicanții trebuie să depună de asemenea documentele care atestă că au valorificat întreaga producție de legume. După centralizare, direcțiile agricole județene trimit situația completă către MADR, după care banii ajung în conturile fermierilor.
Legea porcului a fost adoptată în Camera Deputaților cu 190 de voturi pentru, 26 împotrivă și 49 de abțineri. Noua lege stabilește cadrul legal pentru prevenirea și controlul pestei porcine africane, cu scopul reducerii efectelor negative asupra sănătății animalelor și consecințelor economice, sociale, culturale și de mediu, prin aplicarea unor măsuri de control. Aflăm mai multe detalii despre prevederile noului act normativ într-un material realizat de colegul meu Ciprian Voinea, de la site-ul agrotv.ro. Proiectul a fost inițiat în primăvara anului 2021 și vizează responsabilitățile operatorilor și cerințele de biosecuritate pentru fiecare tip de exploatație de porcine din țara noastră, de tip gospodăresc sau comercială, strategia de management și de vânătoare a porcilor mistreți. Potrivit noului act normativ, se elimină prevederea conform căreia creșterea porcinelor poate fi făcută de către persoane fizice în cadrul exploatațiilor non-comerciale de subzistență, care cresc maxim 5 porci, cu respectarea normelor de igienă și sănătate publică. De asemenea, se elimină prevederea potrivit căreia porcinele sunt crescute numai pentru îngrășare, fiind interzisă reproducția în aceste exploatații, precum și cea potrivit căreia porcii, carnea și produsele din carne rezultate în urma sacrificării acestora nu se comercializează și sunt destinate exclusiv consumului în gospodăria proprie. De asemenea, legea porcului stabilește că sistemul semideschis de creștere a porcinelor reprezintă creșterea animalelor din rase autohtone în regim de libertate restrânsă, cu respectarea regulilor de creștere, a cerințelor de biosecuritate specifice, precum și cu obligativitatea ca animalele să fie închise într-un anumit spațiu împrejmuit cu gard și dublat cu gard electric în interiorul suprafeței împrejmuite. De asemenea, legea porcului adoptată recent sancționează drastic transportul și comerțul neautorizat sau fără documente al porcilor vii, vectorul principal de propagare a pestei porcine africane. Agenția Domeniilor Statului urmează să lanseze o nouă etapă a programului Tânărul Fermier, prin care va scoate la licitație terenuri agricole din 17 județe. Această inițiativă urmează să înceapă efectiv la începutul lunii viitoare, cel mai probabil în jurul datei de 6 mai, după cum a anunțat George Sava, directorul general al ADS, în emisiunea Agricultura la Raport. Avem deja un număr de 17 județe în care vom lansa programul Tânărul Fermier. Avem suprafețele deja, avem suprafețele din punct de vedere al categoriei de folosință. Avem terenuri arabile, avem pășune, avem finețe, avem vii, avem livezi și, bineînțeles, și anumite porțiuni de terenuri neagricole. Așteptăm, probabil că undeva în jur de 6 mai cel târziu va fi lansată oficial din punct de vedere calendaristic această etapă. O etapă care s-a prelungit puțin tocmai datorită faptului că în momentul când lansăm Tânărul Fermier nu mai putem să organizăm niciun fel de concesiune sau de arendă. Și în felul acesta am fi blocat la arendă și concesiune în această primăvară suprafețele care le mai aveam. Și așa cum spuneam, avem deja suprafețe pe Argeș și asta o spun ca într-adevăr să audă, să știe toți tinerii fermieri care își doresc să vină să ia aceste suprafețe. Avem pe Argeș, pe Buzău, pe Carea Severin, pe Dolj, Galați, Hunedoara, Ialomița, Iași, Neamț, Prahova, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Tulcea, Vaslui și Vrancea. Așa cum spuneam, suprafețe de teren pe care le punem la dispoziția tinerilor fermieri care doresc să obțină o suprafață de până în 50 de hectare. Pentru că trebuie spus foarte clar, maxim 50 de hectare pot obține tinerii fermieri în urma acestor licitații organizate de către Agenția Domeniilor Statului. În trecut, valoarea arendei plătite pentru aceste terenuri de la ADS a ajuns la niveluri foarte mari, fiind de multe ori nesustenabilă pentru tânărul fermier care a intrat în posesia suprafeței respective. Cu toate acestea, instituția spune că licitația este una deschisă și este alegerea fermierilor cât vor să ofere pentru aceste terenuri, mai ales că legea nu permite impunerea unei limite superioare. Pe mine, Agenția Domeniului Statului, mă bucură că obțin niște redevențe destul de mari. Asta înseamnă bani în plus la buget, bani care până la urmă se regăsesc în anumite zone. Dar ce fac din punct de vedere al licitației viitorii posesori, este strict problema dumnealor. Din punct de vedere legal, eu, Agenția Domeniului Statului, n-am la îndemână un asemenea instrument, nu pot să vin să spun, domnule, îți dau așa. Eu scot la licitație, dar într-adevăr, cu bani pe tânărul fermier, cu terenul dat de către stat și cu o arendă sustenabilă din punct de vedere economic, cred că ar fi cel mai bun melaj pentru
ca tinerii fermieri să poată într-adevăr să constituie viitoarea bază a agriculturii românești. Vremea capricioasă din ultima perioadă aduce mari pierderi apicultorilor. Dacă anii trecuți în această perioadă albinele erau deja la cules, acum, din cauza temperaturilor scăzute, perioada de producție este întârziată. Pe câmp, rapița este înflorită, dar apicultorii nu pot duce stupinele în aceste culturi din cauza condițiilor meteo. Pe lângă scăderea producției de miere, sunt și pierderi destul de mari cu întreținerea albinelor, acestea fiind hrănite artificial. În final, totul se rezumă la un preț mai mare al mierii și a tuturor produselor derivate. O vreme extrem de capricioasă în această primăvară, chiar neașteptat. Cu ce probleme vă confruntați din cauza vremii? Da, în acest an este un an mai atipic, datorită faptului că vremea este foarte capricioasă, schimbătoare de la o zi la alta, cu temperaturi foarte scăzute pentru această perioadă. Ploile sunt aproape zilnice. Au fost necesare la un moment dat ploile pentru pământ, dar acum deja pentru albine a devenit o problemă pentru că ele nu pot ieși la cules. În momentul de față rapița este înflorită, iar noi nu putem ajunge fie din cauza drumurilor care sunt greu accesibile, fie din cauza temperaturilor foarte scăzute și albina practic nu iese din stup să lucreze. Această producție acum de rapiță ar putea fi compromisă total sau mai e vreo șansă dacă săptămâna viitoare se îndreaptă vreme? Momentan este compromisă parțial, dar pe lângă faptul că și producția de miere de rapiță o să fie compromisă și stupii nu se pot dezvolta la adevărata lor capacitate pentru următoarele culesuri de salcâm, salcâm 2, tei și așa mai departe, pentru că sunt ținute pur și simplu, sunt ținute pe loc. Inclusiv pomii fructiferi n-au putut fi valorificați la adevărata valoare pentru că nu ne-a permis vreme. Pe dumneavoastră, ce înseamnă asta? Sunt pierderi mari? În momentul de față, deja se preconizează pierderi pentru că albina acum trebuia să producă, să culeagă și noi încă mai mergem pe întreținere, adică încă mai investim în hrana și în stimulentul lor pentru a fi ținute la un nivel optim pentru a putea merge la culesurile următoare. Toate aceste probleme vor afecta și prețul? Cu siguranță prețul o să fie afectat, în primul rând datorită sau din cauza faptului că toate cele necesare pentru apicultură s-au scumpit și mai ales că producția o să fie foarte scăzută datorită faptului că noi am încercat foarte mult să compensăm această lipsă a culesului din natură, dar nu cred că o să putem compensa întru totul și atunci cu siguranță prețul o să fie mai mare și producția mai mică. Ați estimat așa cam cât înseamnă o creștere de preț? Ați făcut un calcul? Având în vedere că majoritatea ustensilor pe care noi le folosim, a ramelor, a fagurilor, au crescut cu cel puțin 20-30%, cu siguranță și mierea va avea un preț ridicat pe măsura acestor scumpiri. Salamul crud uscat, babicul de Buzău, iese în lume și nu prin intermediul clienților din străinătate, care oricum îl comandă de mulți ani carmangeriilor tradiționale din zona Buzăului, ci printr-un demers menit să-i garanteze autenticitatea la nivel european. Mai mulți producători din industria alimentară vor cere Comisiei Europene înregistrarea babicului de Buzău ca produs cu denumire și indicație geografică protejată. Cei care n-au mâncat niciodată îl confundă cu salamul, dar n-au de diferență enormă de la babic la salam. Dacă vă este poftă de picantul babic de Buzău, dar sunteți departe de zona în care se prepară aceștia, îi puteți comanda direct pe internet de la producătorii din regiunea Buzăului. Constantin Frusinoiu este unul dintre ei. Fabrica sa de mezeluri tradiționale este din ce în ce mai solicitată să livreze în țară și străinătate. O lună de zile durează procesul de producție de la prepararea cărnii până la afumarea și uscarea completă. Ca aperitiv este foarte bun, foarte sățios. Nu se mănâncă foarte mult, se taie pe niște subțirele.
Recent, un site croat de turism culinar, gândit ca o harta a gastronomiei mondiale, a plasat babicul în top 10 cele mai apreciate salamuri din lume, înaintea unor mezeluri din Croația, Germania, Turcia sau Spania. Babicul produs în Buzău este un salam tradițional românesc, afumat și uscat. Conține un amestec de carne de porc și de vită, condimentat cu sare, boia de ardei dulce și iute. Amestecul este introdus în mațe subțiri de vită, care sunt apoi presate, afumate și uscate în lunile reci de iarnă. Ca să-i păstreze autenticitatea, producătorii din Buzău vor să înregistreze babicul de Buzău la Comisia Europeană, ca produs cu denumire și indicație geografică protejată. Vor astfel să obțină protecție împotriva oricărei utilizări abuzive sau imitări. Problemele din localitatea vrânceană Vadu Roșca par să nu se mai termine. După ce săptămâna trecută podul care făcea legătura cu centrul comunei a fost luat de ape, recent situația s-a repetat. Doar 3 zile autoritățile locale au reușit să păstreze deschis drumul dintre localitățile Vadu Roșca și Vulturu. Localnicii au la dispoziție o rută ocolitoare de 15 km, dar din păcate drumul este neasfaltat și plin de gropi. Localitatea vrânceană Vadu Roșca pare lovită de blesteme. După ce în anul 2005 apele au înghițit tot satul, anul trecut un pod aflat în reabilitare s-a prăbușit din senin. Lângă el a fost construit atunci un pod provizoriu, care a fost luat de ape câteva săptămâni mai târziu. În urmă cu câteva zile, situația s-a repetat, iar apele râului Putna au distrus din nou podul. Autoritățile au reușit să redeschidă circulația în urmă cu 3 zile. Astăzi, podul a devenit din nou impracticabil. A început să crească astăzi la ora 9:30, a crescut și am demontat parapeții pentru că, așa după cum faceți când vin căderi de abundente de ploaie, apa crește pe Putna, iar podul ăsta provizoriu care e făcut are o capacitate de preluare de până la 60-70 de metri cub pe secundă. Ori Putna, de regulă, când are un debit normal, e la 7-8 metri. Deci podul provizoriu are în capacitate de 70 de metri cubi. Când crește mai mult de 70 de metri, dă peste el. Nu se întâmplă absolut nimic, nu l-a luat, ne-a demonstrat-o 2-3 ori și o mai pățit-o, nu mai știu de câte ori până când s-o finaliza podul. Sperăm că vara asta și cu siguranță se va finaliza podul, pentru că s-a finalizat și proiectarea și licitația, s-a atribuit lucrarea. Sperăm că într-o zi, două, să scadă, s-a anunțat ploi. Nu ne ia decât 3-4 ore să-l reparăm. E ciufulește, să zic așa, stratul de uzură. Altceva nu se întâmplă nimic. Decât nu mai putem circula și disconfortul e pentru cetățeni că trebuie să o ocolească până în ruta ocolitoare Boțărlău, vreo 7-8 km în plus. Toamna trecută l-am avut închis 2 zile, l-am reparat. De Paște l-am avut circulabil, să zic că vineri, după amiază, de la ora 1, sâmbătă, duminică și astăzi este luni și la ora 9 l-am închis din nou. În localitatea Vadu Roșca mai locuiesc acum aproximativ 200 de oameni. Ei trebuie să ocolească acum aproximativ 15 km pentru a ajunge în centrul comunei. Eu sunt din Vadu Roșca, dar stau în Vultru. Vigem cu inundația în 2005 și m-am mutat în Vultru. Acum, da. Încerc, acum vreau să mă duc la mama și n-am să trec. Doar în notul. Altfel n-am cum. Care e alternativa pentru dumneavoastră? Trebuie să mă duc până la Focșari, că pe Boțărlău drumul e rău. Când au început construcția podului cel nou? Anul trecut, cred că aproape un an. Nu știm. Nu știm cauzile. Poate s-ar fi terminat banii. S-ar fi terminat prima de a începe. Acum, practic... Acum noi stăm la Vulturu, părinții sunt dincolo, nu putem trece, este prea mult de ocolit. Drumul la Boțărlău este foarte rău. Avem riscul să stricăm și mașina, sunt foarte mulți bolovani. Ce s-a întâmplat? Păi ce s-a întâmplat? S-a întâmplat, a venit apă mare, a pus gâjuri acolo și a depozitat, a rupt, prima dată a rupt balustrada. Acum, dacă a demontat balustrada, trece pe deasupra podului. Când a fost ultima dată rupt podul ăsta? Acum o săptămână, nu s-a întâmplat? Luni. Cât a reușit să stea deschis? Păi... cam vreo 2 zile s-a deschis. Drumul pe care trebuie să-l folosească localnicii și nu numai pentru a ajunge în centrul comunei este plin de gropi. De unde veniți? De la Suraia.
Roșca, la Sturaia. Da. Asta e ruta ocolitoare către Vadul Roșca. Da, da. Și cum e drumul? Prost. Prost. Prost tare. Dar e singura alternativă de a ajunge în zonă. Da, dacă nu e Focșani. Am o folie. Înțeles. Da. Dar ce s-a întâmplat cu podul? Podul am auzit că l-a luat apa și s-a dus, nu știu. Acolo la podul umblător mi se pare că trecea apa, era, e mare apa și a trecut peste la provizoriu care l-au făcut ei. Dar și săptămâna trecută a fost aceeași situație? Nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu. Deci drumul ăsta este rău. Rău tare, rău tare. Autoritățile locale așteaptă acum ca apele să se retragă pentru a putea repara podul stricat de ape. Cât despre construcția noului pod peste râul Putna, reprezentanții Consiliului Județean Brancea dau asigurări că lucrările vor fi gata în luna septembrie.